Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Acum e groasă, că nu-ți mai dai seama cine ce-a gătit, că tot se murdar de ciocolată. Ăsta al meu are ciocolată pe... Toți au ciocolată pe Eva. Atmosfera din restaurant nu are nimic de a face cu atmosfera din bucătărie. Te duci acolo încrezător că ai făcut ce trebuie și când vezi cei patru, șefii și Gina, wow! Ai emoții, bă, ai emoții. N-ai cum să zici că, bă, farfuria mea e avion. Da, e avion după gustul meu. Dar stai să vedem ce zic oamenii ăștia. Mă sperie cu niște miniște. Băi, simțeam că bubui pe interior, efectiv bubui. Era o tăcere din aia, șefii erau cumva serioși. Șefii sunt foarte supărați pe voi. Ce aveți, mă? Da, mă, v-ați lovit la cap. Ce, adică de ce să fiți supărați pe noi? Nu vor putea dormi la noapte. Așa rău, am dat-o de gard. Pentru că n-au putut doar să guste. Chiar au și mâncat. Multă ciocolată. Mulțumim! Asta e un semn bun, înseamnă că farfurile noastre au fost minunate. Și nu s-au putut abține. Și nu se așteptau la asta. Ce glumeață e, Gina! Nebunii naibii, bă! Ne-am speriat, tu-ți dai seama ce-au băgat cu ciocolată. După ce știau ei așa, nu prea aveau patiserie. Cofetari se și întrebau ce se va întâmpla cu desertul din finală. Și s-au trezit cu multe prăjituri, cu ciocolată, deserturi. Bă, înseamnă că a fost șmecher o proba asta și ne-am descurcat toți foarte bine. Au trecut multe zile și luni de când ați călcat prima oară pe acest platou. Iar acum... simpaticilor, sunteți în prag de semifinală. În momentul ăsta sunt doi pași, dar atunci când unii dintre voi vor ajunge în bucătărie, va fi rămas un singur pas. Băi, nu simt că plec acasă încă, dar dracu știe, nici nu știm care, cu ce notă se pleacă, nici nu... Bă, mamă, deci am niște emoții să... Că tu ai de capul meu. Eu tot timpul eram așa pe vibrată. Primul care mai are doar un pas până în semifinală, primul care se întoarce acum în bucătărie cu 13 puncte... Nu m-am gândit că sunt eu. Nu, așteptam să văd pe cine strigă. Este Pablito. Bine. Și a strigat pe Pablo. Mă așteptam. Mă așteptam, că arăta foarte bine. Că mi-a fost frică că am riscat-o pe veganul meu de sandilo ce sunt. Ce ingrediente? Chili. Crezi că i-am găsit pe toți sau ne-a scăpat? E posibil vreunul? Că la chili ne-am dus, chiar pe Pablito ne-am dus, că era asta, de la Brazil. Da. Da. Ne-a scăpat vreunul? Da, am mus de avocado. Și băiatul? Exact. Da, n-am vrut să folosesc zahăr și normale ingrediente și am folosit avocado. De ce? Ca să fiu mai nebun. Dar de unde știi tu de astea rău vegane, așa? Din Anglia. Arată foarte bine mus. Nu prea e mus, e ganaj. Ganaj. Ne arată foarte bine, este lucios, este... E foarte... Mie îmi place, e bun. Apare și spicy-ul pe undeva, apare și chili-ul. Dar chili nu-l simt deloc. A apărut e acum. E pe aici? Asta a apărut e. Aici acum. Dar nu mă așteptam la așa ceva din partea lui. Mus de avocado cu... Adică... Nevastă mea acasă tot face genul ăsta de deserturi și mi-a făcut și la audiții. Mă, da, nu mă așteptam. Trebuie să mergi pe de-astea sănătoase. A luat 13 puncte, eu 5, colegii mei câte 4. Acum mi-am dat seama că Pablito s-a făcut atât de plăcut vis-a-vis de colegii mei. Nu-l hate-uiesc. Nu, chiar le place de Pablito, ceea ce e un lucru fantastic. Nu știu de unde ai furat acel lanț, simpaticule, dar să-l porți. Termina, mersi. Deci te mergi în bucătărie, bravo. Termina. Bine. Băi, mi-a plăcut, mișto. 13 puncte, hai înăuntru, tati, hai să vină și băieții mei. Haide, Pablo! Bă, înghiciți, bă, înghiciți! Asta e Pablo. Păi de unde ești? Băi, bă, te aud, aud. Ce ți-au zis, mă, nebunule, de combinația ta? Bravo, mă, bucătăraș. De unde dracu am învățat eu să bag avocado în ciocolată? Și? Din Anglia. Unde, bă, de-astea rău vegane așa? Ok.
Bombă! A fost ok? L-a plăcut? Da, i-a plăcut. Da? 15? 13. Bun. Bravo, bravo, bravo. Ceea ce am uitat să vă spun este că astăzi se pleacă acasă cu 9 puncte. Wow. Da. Zic, aia e farfuria mea. Mi-au scăzut 2 puncte fiecare șef pentru amărâtaia de spumă. Faptul că astăzi se pleacă acasă cu 9 puncte e de înțeles că au prins experiență și că notele sunt mai mari. Chiar sunt mari. Chiar mai mari decât mă așteptam. Pentru farfuria următoare, șefii și-au dorit să fi putut da mai mult de 5 puncte. La mai multe farfurii din această seară s-a întâmplat asta. Da. Dar prima dintre ele a fost cea a Ninei. Wow! Bravo, Nina! Da. Ce ai gătit? Mi-a căzut tunca și am pus o cremă anglez. Am făcut așa, cu de-alea, cu de-alea. Deci, Doamne ferește! Tunca, bravo! Farfuria asta mă trimite efectiv cu gândul la Crăciun. Dar știi, de la tonca? Da. Și caramelul? Senzațională! Bravo, Nina! Mulțumesc! Nu cred așa! Va superbă! Deci a fost bună, tare! Bravo, ce să-i spui, Nina? Salutăm tonca! N-ai ce să-i parfuri, a fost spectaculoasă! Hai, Nina! Doamne, asta e cred că cea mai mare surpriză a mea, pentru că nu m-am așteptat eu la desert să iau 15 puncte. Doamne, mulțumesc. Nu știu ce s-a întâmplat cu tine astăzi, că n-ai înțeles proba. N-am putut să-mi explic ce s-a întâmplat. Neapărat, dar neapărat, mâine trebuie să câștigăm ultimul battle. Vă mai e o zi. Tam, tam. Ne întoarcem în bucătărie în momentul de maximă tensiune al serii. Punctajele au fost destul de mari. Se pleacă cu 9 puncte. Suntem tot mai aproape de semifinală și nimeni nu vrea să-și piardă tunica. Dar cineva tot va pleca. Asta e regula la cuțite. Matthew, din păcate nu știu ce s-a întâmplat cu tine astăzi, că n-ai înțeles proba. Și am trecut pe la tine să mă asigur că ai înțeles proba. A fost o mare nelămurire acolo. Am să te rog să rămâi pe loc. Vai de capul meu că Constantin avea dreptat. Tu nu te uiți ce gătești și la alții. Mi se pare iurea. Dar e posibil să rămân în trei oameni acum. Că asta e ce să fac. Jocul greșel așteaptă. Măcar pleacă acasă cu 9 puncte, nu pleacă cu 4 puncte să facă de râs. Vai de capul meu. Și tu, George, ne-ai obișnuit cu farfurii mult mai frumoase, mult mai atent lucrate. Rămân și tu pe loc. Bă, urâtă rău nu era. Dar, într-adevăr, nu era foarte îngrijită din cauza spumelele. Și tu, Anica, nu știu dacă ai respectat proba în totalitate. Băi, eu ce-am făcut? Băi, nu vă plac brioșele? Va trebui să mai rămâi și tu pe loc. Clar, plecăm doi din ăștia trei. Eu, Matthew, Anica. Acum intră Constantin. El a făcut același desert, doar că a schimbat musurile din mijloc. Atât tot. Farfuria ta, Constantin, a fost, bineînțeles, recunoscută. Sorry. Pentru că ai făcut cam același lucru. Știu, ideea este că nu am avut alte forme, nu știu, o să-mi deschid linie de sfere. De ce râzi? De ce râzi? Ce-i cu tine? De ce râzi? Asta nu contează. Ce-i ștântântânt? Care-i problema? E amuzant, puțin îmi pare rău, n-am vrut să fac asta. Pablo, de exemplu, a folosit coaja de avocado. Da, știu, eu nu sunt cel mai bun pe deserturi, sorry, eu nu sunt patiser, sunt bucătar. Dar și atunci, de ce ai luat 15 puncte pe Constantin?
Ai fi luat și 30 dacă se putea. Astăzi? Wow, mulțumesc! Ce a început asta? Wow! Ai băut apă după Amalia! Da, bă, uite, Amalia aici! Wow! Nu mă așteptam, sincer! Mulțumesc frumos! Băi, foarte mișto! Da? Gustul ăla de cafea acolo, bravo! Nici mie nu vine să cred că pot să fac chestiile astea pe desert, sunt uimit de mine! Da, wow! E nasol! Mai vedeți jeleul ăla mucificat, așa nu e? Sigur nu avem patru seri la cuțit. Dar dintr-o dată au apărut. Unde n-ai reușit asta? Uite ce are pe jos, că are un puc așa în zi. E tare. E foarte mișto jeleul de cafea. Merge foarte bine jeleul ăsta de cafea. Ce mișto să simte cafeaua. Mulțumesc că la mini jeleu, ce-au pățit ăștia. Releu. Wow. Bravo, bravo, bravo. Bună, mulțumesc mult de tot. Bravo, mulțumesc. Cumva credeam că o să mă depuncteze că am fost chiar așa pe față cu desertul ăsta al meu. Faptul că el a făcut aceeași formă ca data trecută, însă are un alt gust la interior. Bravo lui! Bă, bravo lui! Constantin! S-a auzit? Tăm, tăm, tăm! Da, e prima oară la jurizare când nu stăm locului deloc. Deci, efectiv, zici că suntem temperat de HD toți trei. Deci, ăsta dansează, tu te plimbi până în partea altă, nu mai am eu... Nu dansez, așa merg eu. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.